Cuvântul Domnului va fi din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 7, de la versetul 36 la 50. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simon, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie. Și i-a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Căci ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt sfânt. Amin. Pentru mintea și pentru inima noastră. Amin. Și să plecăm altfel de cum am venit. Amin. Să învățăm din nou lecția harului și a gratitudinii. Iartă-ne, Doamne, pentru că mereu ne justificăm pe noi înșine. Și noi vedem pe cei de lângă noi și nu ne vedem câte păcătoși suntem. De aceea Duhul Tău să fie la lucru. Amin. Să ne vorbească tuturor. Amin. Și să plecăm de aici îmbogățiți, având și iertare și iubire. Amin. Și dorința de a face ceva deosebit. Amin. Pentru Tine. În numele Domnului ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Din acest text, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 7, Domnul nostru Iisus Hristos și-a afirmat principiile în contrast cu cele ale lumii.
anumite adevăruri vitale ale vieții le-a scos în evidență prin parabole, ilustrații. Spunea un mare adevăr într-o mică pildă, cum este cea din textul nostru, așa numită pilda datornicilor. Scopul Domnului a fost să îl prezinte pe Dumnezeu ca bun și iertător, un Dumnezeu al Harului. Și noi oamenii să ne întoarcem cu recunoștință, cu gratitudine, mereu și mereu înaintea Lui. Dar mulți oameni nu înțeleg ce este gratitudinea, pentru că nu înțeleg ce este generozitatea. Cum arată o credință mulțumitoare? Cuvântul gratitudine vine dintr-un cuvânt latinesc, gratitudo, și se referă la un sentiment de afecțiune îndreptat sau nutrit față de o persoană care ți-a făcut bine. E un fel de obligație pe care o ai, naturală, să te întorci cu recunoștință spre Cel care ți-a arătat iertare, bunăvoință, milă. În textul nostru din Evanghelie avem o ilustrație a acestei lecții despre gratitudine. Domnul Iisus Hristos spune că a dorit să petreacă în casa unui fariseu. S-a dus să mănânce la el. Pentru că fariseul a invitat. Acum, fariseii, în vremea aceea, știți, erau oameni religioși. Erau oameni respectați pentru credința lor. Cu toate că foarte mulți dintre ei, ca și astăzi, trăiau religia doar pentru imagine. Foarte mulți oameni religioși astăzi se ascund după religie. Acest om religios, ordinar, este în prezența lui Iisus și reacționează neașteptat. Dacă am citit contextul larg, am vedea că tocmai în același capitol 7 din Luca vedem cum vameșii au primit mesajul lui Iisus. De fariseii l-au respins. Invitația pentru Iisus a venit probabil după slujba la sinagogă. Nu știm exact scopul invitației, dar îl putem deduce. Posibil să fi fost curiozitatea. Simon, fariseu, auzise despre acest rabin tânăr, inteligent, da, și bun predicator, chiar se zvonea despre el că vindecă. Și s-a întrebat, oare nu cumva acesta este profetul profețit, promis încă din vechime? Era fariseu, învățător al legii și era urmărit de textele profetice despre venirea lui Mesia, unsul lui Dumnezeu. De aceea, ca să excludă și această variantă, a vrut să verifice cine e acest Iisus. E posibil așadar ca invitația, de fapt, să fi fost un test. Este Iisus marele proroc sau nu? Dar deodată totul se schimbă, pentru că în scenă intră o femeie. Nu-i cunoaștem numele,
Dar totul pare să se tensioneze, pentru că ce face femeia aceasta nu era partea protocolului. Vine în casa acestui fariseu cu un vas de parfum. Mir, mirositor. Posibil să fi fost economiile ei de viață. Dar ce se caute această femeie în casa unui fariseu și să se atingă de un bărbat? Posibil ca această femeie să fie aflat de venirea lui Iisus, care era privit ca un nonconformist. Iisus acesta se spune că e prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Că mănâncă și bea cu ei. Nu se izolează așa, să nu fie atins de păcătoșenia păcătoșilor. Era diferit. Și s-a gândit că trebuie să -l întâlnească. Avea nevoie și ea de iertare. Și a înțeles că trebuie să facă ceva radical, neobișnuit. Nu știm, e posibil chiar ca această femeie să fie asistat la slujba din sinagogă și acolo să fi primit iertarea prin cuvântul vestit de Iisus. Dar, cu siguranță, femeia aceasta avea un cuget încărcat, ajunsese la limită, pentru că nu face gesturi de acest gen extreme. Să spargi tu un vas de parfum foarte valoros și să ungi picioarele unui învățător. Gestul femeii pare calculat dinainte. Tot ce a urmat a fost gestul de mulțumire pentru ce v-a schimbat în viața ei. Prinde prilejul și-și arată gratitudinea, recunoștință. Sparge vasul de parfum, plină de emoții, cade la picioarele Domnului. Începe să plângă. Probabil că erau lacrimile pocăinței. Spală picioarele lui Iisus. Cu lacrimile ei le șterge cu părul capului ei. Îi sărută picioarele. E o scenă absolut incredibilă, neprogramată. Dar e clar că această femeie și-a exprimat bucuria iertării. O gratitudine extravagantă. Când analizezi scena aceasta, te poți uita la ea din două perspective. Ori să te uiți din perspectiva culturală și să vezi numai aspectele acestea de, zic, de cultura locului, de faptul că femeia aceasta apare în scenă absolut în contrast cu obiceiurile vremii. Pentru că, deși casele erau deschise vremea aceea pentru vizitatori, să te pui tu, femeie, aproape de bărbați, în vremea aceea, apropo, se mânca în mijlocul camerei, acolo se punea mâncarea și bărbații doar ei stăteau în cameră, mâncau, stăteau întinși, rezemați de cot sau pe cot și luau, discutau. Femeile n-aveau ce căuta, ele doar aduceau mâncarea și se retrăgeau. Picioarele lor erau cumva îndreptate spre afara cercului. De aceea femeia aceasta, când a venit, a putut discret să se atingă de picioarele Domnului. Ceva neobișnuit. Și fariseu a fost intrigat de acest detaliu, pentru că Iisus permite femeii să facă toate aceste gesturi. Dar, dacă te uiți la scena aceasta din perspectiva personală, poți să ai două reacții. Reacția lui Iisus, care o vedea ca o femeie păcătoasă, care are nevoie de iertare. Sau, să ai perspectiva fariseului, și asta ne interesează, pentru că s-ar putea să fie
exact perspectiva noastră ora. Să ne uităm la păcătoși ca unii care n-au ce căuta lângă noi. Și fariseul acesta, presupus că această femeie, probabil o prostituată, deși nu este sigur, e posibil ca bărbatul ei să fi fost implicat în ceva necurat și prin asociere să primească și ea același apelativ. Oricum, femeia își recunoaște vina, cade la picioarele Domnului, face acel gest plin de respect și de recunoștință, însă fariseul nu se uită la ea așa, ci se uită la una care e păcătoasă, n-are ce se caute acolo. Tocmai în casa lui, a marelui fariseu religios. Și în contextul acesta, Iisus spune pilda cu datornicii. Pildă directă, simplă, justițiară. Anume că doi datornici aveau datorii diferite la același creditor. Amândoi au fost iertați. Cine va iubi mai mult? Și Simon dă răspunsul corect. Logic. Cel căruia i s-a iertat mai mult. Dar Iisus întoarce pilda înspre Simon. Simone, ce-ar fi trebuit tu să faci? Ce-ar fi trebuit tu să înțelegi? Vedeți, Domnul Iisus ia o pildă și așteaptă un răspuns personal la ea. Și îi spune ceva de genul, Simone, te-ai uitat la femeia asta care a uitat în casa ta? Sau n-ai văzut-o? Adică ai observat că e acolo, dar de fapt nu te-ai uitat la ea. N-ai înțeles nimic din ce a făcut ea. Pentru că ai altceva în minte. Simon nu putea să vadă gratitudinea femeii, pentru că nu era obișnuit cu gratitudinea. Nu o vedea pe ea, pentru că nu se uita la sufletul ei. Aici și aici se pare că se încinge discuția. Tot ce citim are de-a face, de fapt, cu ceva ce nu se vede în afară. Ceva ce se petrece în interior. Ce n-a putut să vadă acest fariseu? Din ce cauză n-a văzut-o pe femeie și nevoia ei? Din prea multă religiozitate? Din, nu știu, prea multul respect de sine? Cum să se compare el cu o femeie păcătoasă? Vedeți, Simon, așa-l văd eu și cred că Domnul s-a uitat așa la el. E genul de om religios care mereu se justifică pe sine prin a-i judeca pe alții. El noi, parcă. E genul acela de om religios care întotdeauna se justifică, se gândește la imaginea lui. Sunt cei care nu pot percepe realitatea spirituală cu adevărat. Pentru că singura lor grijă este să se justifice înainte altora. Că ei sunt mai morali decât tine, că sunt mai, știu, realizați ca tine, că nu vei putea ajunge niciodată la nivelul lor. De aceea, aproape că nu vine să-l judec pe Simon rapid. Indiferent dacă merită sau nu. Pentru că s-ar putea să cad și eu în aceeași capcană. Și tu. El era un oarecare fariseu, obtuz la ceea ce propovăduia Iisus. Cam asta e scena. Și totul se încheie cu cuvintele Domnului, explicația dată pildei. Cine iartă, cine iubește mult, înseamnă că a înțeles ce este iertarea.
Și apoi Iisus se îndreaptă spre femeie și spune, iertate sunt păcatele. Ca și cum până atunci era doar o dorință intensă pentru iertare. Dar terenul era deja pregătit. Credința ei a mântuit-o. Așa încheie Iisus toată scena aceasta. Îi spune femeii, credința, da, te-a mântuit, du-te în pace. Acum, care sunt lecțiile? Pentru că orice pasaj din acesta al Evangheliei ne lasă cu lecții concrete. Câteva gânduri am și eu, lecții pe care le-am extras pentru mine și sper să-ți folosească și ție. Prima lecție este aceasta, că harul elimină autojustificarea și aduce compasiune. Când înțelegi ce este harul, nu te mai justifici pe tine înaintea lui Dumnezeu sau oamenilor. Harul adevărat, care lucrează mântuirea în tine, iertarea în tine, aduce compasiune, milă. Reacția lui Simon e clasică. A fost dezgustat de femeia aceasta și ați observat nicio urmă de compasiune la un om religios. Gestul femeii nu-l mișcă deloc. Genul acela, zic, care nu prea crede că el are multe de iertat. Eventual, poate are multe de lăudat. Nu înțelegea ce înseamnă să recunoști cât de mic ești și cât de mare e Dumnezeu, cât de păcătos ești și cât de mare e mila lui Dumnezeu. Și foarte mulți oameni religioși n-au trecut pe aici. Au făcut legământ, poate prin botez. Sunt religioși în sensul că frecventează din când în biserică, dar ei n-au înțeles niciodată profunzimea harului care iartă un păcătos. Pentru că nu s-au simțit niciodată cu adevărat păcătoși. Moștenesc credința, se înscriu și ei în listă pentru că sunt născuți creștini. Sau sunt născuți în familii de creștini. Dar dacă îi întreb cu adevărat să-și pună povestea lor, n-au poveste. N-au ce spune. Pentru că ei nu s-au văzut niciodată păcătoși. Și știți că aceștia sunt cei mai legaliști din biserică? Sunt cei care pun jug pe alții. Dar ei niciodată nu. Sunt cei care sunt vocali, foarte vocali. Pentru că n-au înțeles cu adevărat iertare. Pentru un astfel de om, spune Iisus, pilda cu datornicii. În alți termeni, Simone, nu înțelegi, toți trebuie să ne considerăm datornici. Unul are mai multe datorii, a făcut mai multe păcate, altul mai puține datorii, dar contează cum te vezi, Simone. Tu te vezi păcătos. Dar Simon nu se vedea pe sine ca unul dintre datornici. O, nu. El nu s-a putut identifica cu personajele pildei. Pentru că el era religios, el era fariseu, el era moral. El n-a înțeles că Dumnezeu iartă, că harul acoperă toate datoriile noastre, toate păcatele noastre. A uitat că și el avea nevoie de iertare, ca și femeia aceea, da. A uitat că nu poate să-și plătească singur datoria. Că dacă creditorul nu îl iartă, e dator vândut. Că dacă Dumnezeu nu iartă, nu vei fi liber. Cu adevărat. Vedeți, despre noi e vorba aici.
despre oamenii religioși care se autojustifică. Ori de câte ori te autojustifici, elimini înțelegerea esenței harului de Dumnezeu. Și știți, am observat că acest gen de oameni nu îi pot înțelege pe cei care greșesc mult și au nevoie de iertare. Nu. Ei n-au compasiune. Dar judecă repede, iartă greu. Se sustrag ușor și când îi confrunți, pentru că, nu-i problema lor, judecă aspru, dar nu se uită atent la ei înșiși. Dar, pe de cealaltă parte, uitați-vă la femeie. A înțeles ce este harul, iertarea, de aceea iubea mult. Pentru că harul te eliberează de prejudecăți, de îngustime, de habotnicie, de ipocrizie. Și cei ce au trăit iertarea îi iubesc și pe cei ce păcătuiesc mult. Nu iubesc păcatul lor, dar au compasiune pentru ei tocmai, pentru că știu cum este Împărat. Le pasă, se empatizează, se identifică cu problema lor, mijlocesc, caută soluții, se roagă, se consumă, așa cum facem în rugăciune de biserici. Când Simon se uita la femeie, aceea, la femeia aceea o vedea ca o stricată, care trebuie condamnată și evitată, când Iisus se uita la femeia aceea, vedea un om care are nevoie de har, de harul unui nou început. Da, Iisus se uita la ea ca un adevărat profet. Nu unul distant, fricos că poate să se pângărească în prezența păcătoșilor, ci unul aproape de ei, prietenul lor, pentru că puterea Sfințeniei nu te lasă să te infectezi de păcat. Puterea Sfințeniei nu lasă să pătrundă în tine puterea păcatului. Aici e protecția, aici ești sigur. De aceea a venit Hristos. Și de aceea ne învață și pe noi cum să ne apropiem de oameni. Apropo, cum ne uităm noi la cei care nu sunt din contextul nostru religios, din mediul nostru? Ne uităm cu superioritate sau cu compasiune? Aici trebuie să reglăm ceva. Ne trezim foarte des că ne uităm de sus la ei. Oh, ce bine că nu scăi, ce bine că... Dar, știți, această ajustare în noi nu se va produce dacă nu te uiți la atent la tine însuți, la cine ai fost și cum Dumnezeu și-a arătat mila față de tine. Asta m-a intrigat și mi-a plăcut în același timp în text. Când Iisus, ați observat că se întoarce spre femeie, dar vorbește lui Simon. Și spune, vezi tu pe femeia aceasta? Cu alte cuvinte, Simone, tu n-ai văzut-o. Te-ai uitat la ea, ai observat-o, știu eu, ai judecat-o, dar n-ai văzut-o. Cu alte cuvinte, sunt lângă noi oameni. Și nu ne focalizăm atenția pe ei. Nu ne pasă de ei pentru că ne pasă prea mult de noi înșine. Doamne, ajută-ne să-i vedem pe oameni. Harul, când îl înțelegi, aduce compasiune. Te îndreaptă spre celălalt. Elimină autojustificarea. A doua lecție pe care o învăț aici este aceasta. Că harul ține la oaltă împreună
iertarea și iubirea. Iertarea păcatului și iubirea lui Dumnezeu merg împreună. Sigur, n-a putut să-și vadă păcătoșenia, n-a avut acea gratitudine, sentiment de recunoștință, pentru că nu se vedea suficient de păcătos. Dar vedeți aici, nu cantitatea e problema, câte păcate a făcut femeia, câte păcate a făcut Simon. Nu cantitatea e discuție, ci faptul că a cerut iertarea și a primit-o. Femeia aceasta a recunoscut că are nevoie de iertare și a dorit să-și exprime apoi iubirea. Când primești iertarea, se naște iubirea, gratitudinea, răspunsul. Pentru că împreună cu harul nelimitat vine și o măsură nelimitată de cerințe. Și asta apreciez la femeie. Femeia nu doar s-a mulțumit să fie iertată și atât, a dorit să-și exprime iubirea. Testul iertării adevărate vine prin gratitudine, prin recunoștință și prin sfințenie. De aceea Iisus îi spune să nu mai păcătuiești. S-a încheiat. Da? Acum trebuie să-ți schimbi viața. Să dovedești că ai fost iertat, că ai înțeles harul iertării. Ceea ce te ține, vedeți, distant față de oameni, s-ar putea să fie propria justificare, dar ce ar trebui să ne țină distant față de oameni, ar trebui să fie sfințenia, evlavia, starea aceasta de iertat. Dar să nu faci ceva ceilalți, să dovedești că ai fost cu adevărat iertat. Nu pentru că ți-ai creat așa o aură religioasă, ci pentru că ai înțeles să iubești. Iubirea se dovedește în sfințire. Tu spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar faci la fel, lucru ca înainte. Am fost de curând într-o altă parte a țării și după un mesaj cineva a fost foarte intrigată, era o doamnă, pentru că am vorbit despre faptul că un creștin nu crede în relativism moral, că trebuie să dovedească că el crede într-un adevăr absolut, într-o morală, nu absolută, conformă cu principiile Bibliei, ale lui Dumnezeu. Și era foarte intrigată pentru că eu cred în absolutismul moral, în sensul că se poate, și asta e dorința și obiectivul nostru, o să ne duce spre desăvârșire. Și în final, când am stat de vorbă și am confruntat-o, ea lupta foarte mult pentru relativism, pentru că trăia în concubinaj. S-a dus să ceară botezul la biserică. Pentru ea nu credea că a trăi un alt bărbat în păcat este un păcat. Este ceva relativ. Depinde cum interpretezi, depinde de ce punct de vedere te uiți. Și când a fost confruntată cu absolutismul moral al Bibliei, n-a vrut să-l accepte. A început să vocifereze, să arate altă față. Credea că se poate strecura așa, dar nu se poate. Pentru că dacă spui că îl iubești pe acest Dumnezeu absolut, cu adevărat, care este sfânt în esența lui,
și vrea să fim și noi sfinți, n-ai cum să accepți relativismul moral. N-ai cum să mai trăiești în păcat, dar să spui că iubești pe Dumnezeu. Nu există așa ceva. Iubești ca răspuns la iertarea lui Dumnezeu, e adevărat. Dar și invers va fi. Te obligă. Iertarea și iubirea trebuie să meargă împreună. Și ajung la a treia lecție din acest text. Învăț că harul extravagant cere gratitudine extravagantă. Femeia aceasta auzise de Iisus, sigur cum e altfel, s-a apropiat de El cu drăzneală. A făcut gestul acela de spargere a vasului, gestul devoțiunii totale, apreciere pentru Domnul Hristos. Și a arătat recunoștința publică. Și Domnul Iisus o pomenește. Simon însă n-a făcut niciun gest de gratitudine față de Iisus. Niciun gest de recunoștință. Pentru că, zic, n-a înțeles adâncimea datoriei lui, a nevoie de iertare. Era chiar arogant. Judeca în sine, disprețuia, era insensibil. Nu înțelegea gestul femei, nu înțelegea extravaganța aceasta a dragostei față de Iisus. Știți cine nu se întoarce cu rochii? Recunoștință către Dumnezeu și n-a făcut de mult niciun gest extravagant, deosebit pentru Iisus, cei care n-au înțeles iertarea. Ea întreabă-te, când a fost ultima dată când ai făcut un gest deosebit pentru Iisus? Dar noi luăm totul ca dat. S-ar putea să fie uitat. Ce-a făcut El pentru tine. Și-a dat viața, sângele Lui, pentru iertarea păcatelor tale. Dietrich Bonhoeffer vorbea în Costul Uceniciei, o carte tradusă deja în limba română, reper, cred, pentru orice creștin, merită să o citiți, dar nu dintr-o așa, dintr-o bucată, ci trebuie să stați, să meditați la această carte. Pentru că el vorbește acolo, printre altele, despre harul ieftin și harul costisitor. Păcatul principal al bisericii de astăzi, spune el, este harul ieftin. Să crezi că, așa, salvarea ta, vindecarea ta, răscumpărarea ta, a fost așa o chestie de moment istoric, s-a rezolvat. Așa este harul, harul ieftin privit de unii. Îl iau de-a gata, de apucat, cum spune Pavel în Filipeni 2. Știți ce înțelegea această femeie și nu înțelegea religiosul Simon? Că eliberarea nu e gratis. Că salvarea ta a costat viața Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să te coste și pe tine ceva. Altfel, le iei pe toate cu ușurință. Da, iertarea este oferită tuturor, e primită de cei care cred, dar trebuie și tu să faci ceva în schimb. Când Zacheu, vameșul, a fost mântuit, eliberat, știți că el imediat își schimbă gândirea economică, prioritățile la bani. Foarte interesant. Când Hristos schimbă gândirea ta, schimbă perspectiva asupra banilor. Pentru că banul nu mai este numărul unu în viața ta atunci. Este relația cu Hristos. John Bunyan, un puritan englez, spune așa, nu ai trăit cu
cu adevărat. Până nu ai făcut ceva semnificativ pentru cineva care nu îți poate plăti înapoi. Trebuie să faci ceva, în schimb, ceva deosebit. Pentru că iertarea a fost deosebită. Dar dacă n-ai înțeles dimensiunea datoriei tale, nu vei face nimic. Dacă n-ai înțeles greutatea păcatelor tale, nu vei face nimic deosebit pentru Hristos. Mi-am notat cuvintele unei cântări compuse de Charles Wesley. Cântare cu greutate. Nu așa cum sunt unele cântări astăzi. Care repetă aceleași idei foarte, foarte superficiale. Uitați cum vedea un compozitor creștin în secolul XVIII. Ce-a făcut Hristos pentru el? Vă citesc din cântarea aceasta, frumos tradusă și în limba română. O, Dumnezeule preasfânt, ai coborât în al meu mormânt. Din oase uscate de păcat, un trup ceresc ai ridicat. Ce dragoste de neînțeles să mori ca eu să fiu salvat. Eu te uram când m-ai ales, eu te loveam când m-ai iertat. Tu, Domnul cel fără de început, ai îmbrăcat un trup de lut. Te-ai răstignit pe cruce sus chiar pentru cel ce te-a străpuns. La tronul tău, o Rege Sfânt, smeriți, toți ne vom închina. Tu, Mielule, ce ai fost junghiat, vei fi pe veci glorificat. Amin. Amin. A știut să pună în aceste cuvinte și în melodia deosebită. Recunoștință. Apropo, dacă ai darul de a compune poezie, cântare, predică, ce-ar fi din când în când să-i aduci o recunoștință Domnului, să spargi și tu vasul și să lași parfumul mulțumirii să iasă. Știți că parfumul acesta va umple toată casa. Mulți mistici au văzut în gestul femeii un gest profetic. Domnul Iisus spune de altfel, în alt context, femeia aceasta a pregătit totul pentru îngroparea lui. Dar unii mistici, zic, s-au gândit așa că atunci când Iisus Hristos a fost pe cruce răstignit, când era bagiocorit, lovit, când sângele curgea, sângele se îmbina cu mirosul parfumului femeii. Și aceasta i-a dus alinare, mângâiere. Acolo era speranța. O combinație de sânge și parfum. Interesant, frumos. Când ți-e mai greu să știi că cineva te-a apreciat, că te înțelege, ce gest de iubire crezi că poți să-i arăți tu, Iisus, pentru iertarea care ți-a oferit? Pentru că asta învățăm de aici. Iisus acceptă ce face femeia, îi dă iertare și viața continuă. Ucenicii au lăsat tot și au ales calea martirajului. Pavel a lăsat tot, cariera, și a devenit apostolul neamurilor. Dar tu ce faci pentru el? Asta învățăm de aici. Asta e lecția Harului. Că Harul neobișnuit, pe care s-a arătat prin iertarea păcatelor noastre, cere gratitudine neobișnuită. Nu una plăcită, plată, fără sens, așa, o chestie de supraviețuire, hai să o facem și pe asta. Pentru că, vedeți, această rutină ne omoară
viață spirituală. Când nu gândești nimic, nu e nicio inițiativă să faci ceva semnificativ pentru Domnul tău, să arăți că harul a fost costisitor, n-a fost ieftin pentru tine cel puțin. Prea mult semănăm cu Simon, religioși izolați, prudenți, autojustificându-ne, grijulii să nu ni se strice reputația. Nu ne comparăm cu ceilalți care au făcut atâtea păcate, cu mafiotul de Zacheu, de pildă. Sigur, avem și noi micile noastre păcate, dar sperăm că Dumnezeu nu se uită la noi, așa nu se uită la femeia aceasta. Spiritul fariseic ne cortează. Până nu vedem că orice păcat e ofensă la adresa Dumnezeu. Și că un gând păcătos ofensează Sfinția lui Dumnezeu. Nu vom înțelege cu adevărat harul. Și nu ne vom întoarce cu gratitudine. Trebuie să ne vedem toți datornici. Niciunul din noi n-a putut plăti datoria. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. Slavă Lui pentru aceasta. Și de aceea putem astăzi să ne întoarcem cu recunoștință față de El. Și cea mai frumoasă recunoștință este să iubim, să ne uităm atent la oameni, să-i vedem, să-i îmbrățișăm cu dragoste, să-i respectăm și să ne trăim viața în sfințenie. Că pe undeva trebuie să se regăsească ce ai înțeles tu în harul iertării. El atât a făcut pentru noi. Ce ar trebui să facem noi acum pentru ei? Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Dumnezeu să ne cerceteze inima chiar acum când stăm înaintea mesei Domnului. Pentru că așa suntem învățați. Ne vom apropia acum altfel de jertfă Domnului și vom înțelege, stai, dar eu sunt cel căruia i s-a iertat atâtea. Ai făcut tu vreodată o listă a păcatelor tale din omitere, din comitere, cu voia, fără voie? Ai făcut vreodată lista aceasta să zici, uite ce a iertat Dumnezeu. La cina Domnului asta facem. Ne amintim, ne cerem din nou iertare, ne cercetăm pe noi. Pentru că Dumnezeu este bun și iertător și ne va mai ierta odată. Acestui Dumnezeu care ne-a iertat toată datoria și care ne-a iertat păcatele și a arătat atâta gratitudine față de noi, milă. Acestui Dumnezeu să fie toată slavă în vecii vecilor. Amin. Amin.